Un tânăr severinean are nevoie urgentă de donare de sânge grupa 0, 1 și A2 pozitiv sau negativ. Este vorba despre Cucu Antonio Constantin, care se află acum la Spitalul de Urgență Pius Branzeu din Timișoara, într-o stare gravă. Cei care doresc să-l ajute pot merge la centrul de transfuzii din incinta Spitalului Județean Mehedin să doneze. Cucu Antonio Constantin a fost implicat într-un grav accident rutier duminică seara în drobeta Turnul Severin, în urma căruia viața i-a fost pusă în pericol. În acest moment, tânărul severinean se află la Spitalul de Urgență Pius Branzeu din Timișoara. Deoarece se află în stare gravă, acesta are nevoie de transfuzii de sânge. Rudele și apropiații tânărului au lansat un apel umanitar pe rețelele de socializare adresate tuturor celor care doresc să doneze sânge grupa 0, 1 și A2 pozitiv sau negativ. Cei care doresc să-l ajute pe tânăr pot dona sânge la centrul de transfuzii din incinta Spitalului Județean Mehedinți. Doritorii trebuie să menționeze că donează pentru Cucu Antonio Constantin, aflat la Spitalul de Urgență Pius Branzeu din Timișoara. Împreună putem salva o viață.